Primarul municipiului Roman a dat citire unei declarații de reunire cu Republica Moldova imediat după terminarea ședinței de Consiliu Local. La Roman a fost prezent Valentin Beșleagă, fost deputat în primul parlament al Republicii Moldova. La finalul ședinței Consiliului Local de azi, primarul Lucian Micu a dat citire unei declarații de reunire simbolică cu Republica Moldova. Gestul administrației locale vine la două zile după ce, în anul centenarului, românii au sărbătorit 100 de ani de la unirea Basarabiei cu România, unire care a avut loc la 27 martie 1918. În sala de Consiliu a fost prezent Vladimir Beșleagă, fost deputat în primul parlament al Republicii Moldova. Declarație pentru celebrarea unirii cu țara mamă, România. La 27 martie 1918, statul țării Republicii Democrate Moldovenești declara Basarabia, în hotarele ei dintre Prut, Nistru, Dunăre, Marea Neagră și vechile granițe cu Austria, ruptă acum și 100 și mai bine de ani din trupul vechii Moldove, în puterea dreptului istoric și a dreptului de neam, pe baza principiului că noroadele singure să-și hotărască soarta lor, de azi înainte și pentru totdeauna, se unește cu mama sa, România. Trăiască unirea Basarabiei cu România, de-a purul și totdeauna. Sărbătorim un secol de când Basarabia a revenit la patria mamă, prin votul istoric al sfatului țării în anul 1918, intrând în istorie prin dorința românilor de pretutindeni de unire. Importanța declarației de unire a fost una determinantă pentru mare pas care urma să se înfăptuiască peste doar câteva luni. Marea Unire de la 1 decembrie 1918. A venit momentul să repetăm istoria, să respectăm din nou dorința românilor de a fi uniți prin simțiri și hotare. Centenarul Marii Unire din 1918 reaprinde voința populară de reîntregire a neamului și a României mari și ne reamintește că avem datoria istorică să aducem un omagiu plin de recunoștință înaintașilor noștri, declarând ca fiind pe deplin legitimă dorința celor cetățeni ai Republicii Moldova care susțin unificarea celor două state ca o continuare firească în procesul de dezvoltare și afirmare a națiunii române. Noi, reprezentanții municipiului Roma, urmașii voievodului Roman I Mușat, adoptăm prezenta declarație de reunire cu valoare morală simbolică pentru susținerea drepturilor inalienabile ale națiunii române, oricând și pretutindeni față de toate națiunile lumii. Așa să ne ajute Dumnezeu. După citirea declarației, edilul a dat cuvântul oaspetelui de peste Prut. Face o mare bucurie să am onoarea de a asista la acest eveniment pe care noi l-am așteptat și îl așteptăm mereu. Și sigur că nu este meritul meu personal, dar am avut ocazia să fac și eu un pic politică la începutul anilor 90, fiind în Parlamentul de la Chișinău. Acel Parlament a făcut eforturi mari, să știți, dar a fost unul care s-a orientat extraordinar de legi, dar a întâmpinat rezistență mare și acolo și aici. Eu zic așa, un vis frumos, până la urmă se realizează. Pentru că visul este bazat pe istorie comună, pe limbă comună, pe destin comun. Și cât de greu n-ar fi calea, cât de greu n-ar fi urcușul, până la urmă se realizează. Ne bucurăm mult că guvernul, Parlamentul României a votat acea acte de dragoste și de frăție și la Chișinău tot mai mult lumea se dezgheață, se limpezește la cap și mai ales ne bucură enorm de mult că satele, consiliile, raionale, tot mai mult și mai mult. La finalul întâlnirii, primarul Lucian Micu a înmânat delegatului moldovean o copie a actului unirii simbolice, semnat la Roman.